dumneata ești, de fapt, adevărata senzația spectacolului. Adică, de în ce sens? Nu, de în ce sens? Actorii ceilalți, sigur, vor fi excelenți și ei, însă ei sunt profesioniști, pe când pentru dumneata este ceva cu totul neobișnuit și pentru dumneata și pentru public să te vadă. Nu-i vorba de amatoare, e vorba că n-ai făcut până acum, nu? Da. Și cum ți-ai conceput acest rol? Foarte greu, drept să spun, la un moment dat, așa, am vrut să depun armele și m-am simțit foarte descurajată, fiindcă e un lucru foarte greu, e un rol de mare întindere și, știu eu, am și plâns uneori, m-am necăjit, nu mi-a ieșit ceva, știu eu, acum aștept, știu eu, răspunsul publicului. Oh, știi, Meg, afacerea noastră merge foarte bine. Oh, dar ce contează asta, Meg? Ești foarte neliniștit? Nu înțeleg de ce. Dar chiar lucruri de care nu mi-ai vorbit niciodată. Cum arată când erai mic? Ai vreo dată scar la tine? Cum e? Ascultă, Poli! Vrei să mă ajut ce este aici? O, firește! Cu bani vreau să spun. Am arătat ceva cu stimii, să mă vedea tot. Banii am primit la bancă, mic. Așa cum ai spus, iar tu? Nu și la tine, nu-i nimic. Nu, la